am încredere că este o comunitate extraordinară care sigur se va mobiliza. Pentru că sunt oameni extraordinari care nu pot să nu fie sensibili la viața celui de lângă el. Balanța dintre viață și viața veșnică e atât de fragilă încât doar cineva care e mai aproape de a doua poate aprecia adevărata valoare a primei. Cel mai bine știu asta pacienții secțiilor de oncologie, oameni pentru care cancer nu mai e doar un cuvânt rostit în șoaptă, cu teamă, ci o luptă de fiecare zi și mai ales pentru fiecare nouă zi. În România, 4 milioane și jumătate de persoane sunt afectate direct sau prin apropiați de efectele cancerului și a bolilor incurabile. Sunt înregistrați 400.000 de bolnavi cu cancer, din care 70% sunt în fază incurabilă. O parte dintre ei sunt oamenii de lângă noi, de aici din Alba. Ar putea fi părintele, sora, bunicul, soția, copilul tău. De anul trecut, din pe sfârșitul lui ianuarie, la începutul lui februarie, mi s-a descoperit boala, cancer la plămân. Aflarea veștii a fost ca o, nu știu, ca un fulger, ca un trăsnet. Am fost, vă spun, foarte supărată, năcăjită, fiindcă cel, cum a zis noastră, cu care mi-am petrecut atâția ani împreună, la boala care o are și destul de urâtă, numai numele e foarte urât, cancer, deci efectiv n-am mai putut suporta. Unica secție cu profil oncologic din Alba, cea de la Spitalul Județean, este supraaglomerată. Cele 25 de paturi și 4 fotolii de chimioterapie disponibile sunt fără excepție ocupate. Frecvent, mulți pacienți trebuie mutați tocmai din lipsa de spațiu în secțiile cu paturi libere în acel moment. Este destul de greu pentru asistenții medicali să meargă în mai multe saloane ca să facă tratament medical, ținând cont de faptul că avem două saloane mai mari cu câte 7 paturi și un salon cu 4 paturi, iar restul, 5 paturi, sunt împărțite în două saloane de femei, câte un pat, două saloane de bărbați, câte un pat, 3. Și e foarte greu, mai ales că pacienții noștri sunt undeori priviți un pic mai cu reticență de ceilalți pacienți și ei simt lucrul ăsta. Medicii de la oncologie au parte chiar și de 300 de internări într-o lună. În județul Alba sunt acum în evidențele medicale aproape 7.000 de bolnavi de diverse tipuri de cancer. De soarta lor se ocupă 3 medici care trebuie însă să-și împartă programul între secția de oncologie și ambulatorul de specialitate. Prima și cea mai mare problemă e spațiu, care e cu totul impropriu față de ce activitate avem în momentul de față. Deci, suntem puși în situația să tratăm pacienții cum n-ar trebui să o facem, adică în saloane supraaglomerate, fără a avea posibilitatea de discuta niște lucruri intime decât într-un cadru extrem de general. Tot timpul avem pacienți care sunt nevoiți să se schimbe unii pe alții, să se aștepte unii pe alții, nici n-apucă să se răcească patul, că deja vine un alt pacient în locul lui. De multe ori se întâmplă să avem pacienți pe alte secții, tocmai din cauza supraaglomerării. Îți dai seama că este un sistem depășit pentru că nu ai condițiile necesare să oferi tot ce se poate oferi unui om care suferă de o anumită boală. Nu este personal suficient și nu ai, poate e mult spus, infrastructură. Singura secție de oncologie din județ duce lipsă, din păcate, nu doar de spațiul necesar pentru a-și primi bolnavii care au nevoie urgentă de tratament, ci și de fonduri pentru o dorită, așteptată și, până la urmă, fără îndoială, mai mult decât benefică modernizare. Spațiu lasă de dorit. Uitați-vă și dumneavoastră unde se fac niște citostatice. Dacă tot la spitale din județ și spui cum faci o citostatică, nu le vine să creadă. Din punct de vedere al spațiului, sunt foarte nemulțumită. Noi venim de un an de zile aici, la citostatice, în Alba. Condițiile sunt cele care le vedeți. Oamenii stau pe scaune, sunt zile când suntem și câte 20 de persoane aici. Iar ca și cum apăsarea bolii nu ar fi îndeajuns, mulți dintre pacienți sunt nevoiți să se deplaseze săptămânal din toate colțurile județului.
povara celor câteva ore de tratament cu citostatice este amplificată de așteptarea îndelungată, uneori parcă interminabilă pentru un loc pe fotoliul de chimioterapie. Venim dimineața, ne apucă ora 7 seara, plecăm la ora 7 de acasă, suntem din Cugir, ne apucă ora 7 după masa, aici, fiindcă sunt bolnavi foarte mulți, condițiile sunt care le vedeți și dumneavoastră, să stă la rând, ca să îți vină rândul să stai pe scaun, că nu se poate face în picioare, locuri în saloane nu sunt. Cred că nu are nicio legătură cu distribuția geografică, ci numai cu populația fiecărei localități din județ. Deci, practic, avem cazuri din tot județul și nu numai, că avem și din alte județe și din alte părți. E greu de făcut în lipsa unor date statistice și recente și a unui registru funcțional de cancer cum ar trebui să avem, dar din păcate problema e comună la nivelul întregii țări. Ce pot să spun este că e a doua cauză de mortalitate din țara noastră și eu zic că asta spune cel mai mult. Inutil să precizăm că în cazul unei suferințe ca și cancerul, nevoia de intimitate și comunicare aparte cu medicul este esențială. Din cauza supraaglomerării secției, acest lucru devine imposibil. Practic, până și nevoia apropierii de Dumnezeu este compromisă din cauza neputinței de a asigura un spațiu adecvat pentru confesional bolnavilor nedeplasabili. În momentul în care afli vestea că suferi de o anumită boală, ai nevoie de puțin sprijin și sprijinul îți vine din partea medicului care îți dă vestea. Dacă nu este un loc intim și care să-ți creeze un confort sufletesc, atunci te marchează foarte tare. Rămân răni foarte adânci în suflet. Din păcate, nu avem un spațiu adecvat pentru comunicare. Nu poți să-i spui omului, după toate regulile artei medicale și respectând toate principiile comunicării veștilor proaste din punct de vedere psihologic, nu poți să-i spui în condițiile în care există alte 7 urechi, perechi de urechi în salon ascultând. Deci, și pe de altă parte mai e și problema faptului că, de exemplu, când discutăm despre lucruri de suflet, probleme spirituale sau dacă discutăm despre probleme emoționale sau de gânduri care îi preocupă pe pacienți. Nu poți face în condițiile în care sunt 8 pacienți în sală. Și e mare păcat, pentru că relația medic-pacient presupune și componenta asta de încredere, componentă de comunicare. Nu poți face lucrurile astea într-un salon cu 8 paturi. Există în prezentul continuu și motive de bucurie palpabile. Pacienții secției de oncologie a Spitalului Județean Alba sunt pe mâini bune. Cel mai tânăr șef de secție de oncologie din România și unul dintre cei mai apreciați specialiști din estul Europei trăiește și muncește la Alba Iulia. Răzvan are doar 38 de ani. În anul 1997 și-a început rezidențiatul, ocupând prin concurs locul al treilea la nivel național în specialitatea oncologie medicală la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca. Cea mai mare realizare din punct de vedere profesional este certificarea europeană în oncologie medicală obținută din partea Societății Europene de Oncologie Medicală. Pot spune cu mâna pe inimă că avem o echipă extraordinară, avem asistente deosebite, medici devotați, cu cunoștințe medicale la cel mai înalt nivel profesional. N-aș vrea să mă compar cu alți colegi, dar e bine, cum se spune, să te laude alții, nu trebuie să te lauzi singur. Dar zic că în momentul de față avem o secție cu totul profesionistă, dar căreia îi lipsește, din păcate, în momentul de față, partea de condiții hoteliere și îi lipsește confortul de a lucra pe un număr corespunzător de paturi cazuistice pe care o avem în momentul de față. La secția de oncologie a spitalului vin anual peste 3.000 de pacienți. Singura sursă de venit a spitalului e Casa de Asigurări de Sănătate, iar Ministerul Sănătății alocă doar în mod excepțional bani pentru această secție. Sumele de la CASE nu pot fi legal folosite pentru lucrări de amenajare a spațiilor de cazare sau tratament. Suntem foarte mulțumiți de cadrele din acest spital. Începând de la surori, asistente, medici, ne bucură foarte mult faptul că avem în județul nostru niște medici așa bine pregătiți. E un personal foarte calificat, bun, doctorii la fel, dar se confruntă cu multe greutăți. Personalul e foarte bun,
Ne dă atenția zi și noapte. Asigurarea unui act medical de calitate nu constă numai în tehnica executării injecției sau a perfuziei, în vorba bună pe care o spunem pacientului, ci și de ambientul pe care îl putem crea. Și din păcate aici avem carențe serioase. Cu toții percepem cancerul ca și o boală care duce la deces. Chiar dacă nu se întâmplă totdeauna lucrul ăsta, este esențial să poți să ai niște momente în care să poți discuta ca de la suflet la suflet. Lupta, înainte de cea cu cancerul, e cu sistemul. El însuși, unul a ajuns la metastază. Împreună, însă, putem arăta că suntem puternici și că nu doar spunem că ne pasă, ci și demonstrăm asta. Să învingem durerea este greu, dar fără tine este imposibil. Vino alături de oamenii cu suflet care înțeleg și sprijină misiunea secției de oncologie din Alba Iulia. Nu e suficient să-ți pară rău. E timpul să iei atitudine. Donează din suflet pentru refacerea și dotarea secției de oncologie a Spitalului Județean Alba, pentru ca fratele, părintele, copilul tău să primească tratamente medicale în condiții normale, nu în saloane reci, nezugrăvite, care arată ca niște locuri părăsite. Fii unul dintre îngerii păzitori. Oricât de optimist ai fi și oricât de mult ai lupta, duci o luptă poate, nu știu, poate nedreaptă, pentru că odată duci o luptă cu tine însuți, ca să treci, să fii tare, atât pentru tine, cât și pentru cei din jur. Și apoi duci o luptă cu sistemul medical, pentru că te lovești inevitabil de neajunsuri.